vom vorbi despre una din cele patru mari menționate în Evanghelie. Vă mai aduceți aminte care au fost cele patru femei cu numele Maria menționate în Evanghelie? Prima, evident, Maria, mama lui Isus, da? Mai apoi Maria Magdalena, mai apoi Maria, sora lui Lazar din Betania și mai apoi mama filor lui Zebedei. E astăzi vom vorbi despre Maria Magdalena, o femeie în viața căreia Isus a făcut diferență. Cum? Vom vedea în cele ce urmează. Dar haideți întâi să o cunoaștem. Și prima întrebare la care vrem să răspundem astăzi e, măi, cine a fost Mărioara? Cine a fost Maria Magdalena? Primul indiciu îl găsim efectiv în numele ei. Maria Magdalena. În alte cuvinte, o femeie din Magdala. Magdalena nu e numele ei de familie, ci era un toponim reprezentând locul de unde provenea, și anume din Magdala. Magdala și atunci și astăzi încă este o localitate nensemnată, destul de mică, lângă Capernaum, Capernaumul fiind centrul în jurul Mării Galilei de unde Isus a pornit lucrarea. Ei, Maria provenea dintr-un sătuc nensemnat, era probabil o femeie simplă, o femeie însă care, la fel ca mine și ca tine, la un moment dat în viața ei, a experimentat personal efectul puterii și prezenței lui Dumnezeu. Unii o susțin că ar fi femeia pe care Isus a iertat în Evanghelia lui Luca, capitolul 7. Și dacă aveți Evangheliile, Scriptura la dumneavoastră, deschideți-o în Luca 7 și să citim contextul în care se întâmplă lucrurile. La un moment dat știm în Evanghelia lui Luca că un fariseu îl invită pe Isus să ia masa în casa lui. Și dintr-o dată, spre șocul tuturor, iată că, versetul 37 din Luca 7, o femeie păcătoasă, deci notorie, din cetate, a aflat că el era la masă în casa fariseului, a adus un vas de alabastru cu mir mirositor, stătea înapoi lângă picioarele lui Isus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei, să le șteargă cu părul capului ei, le săruta mult și le ungea cu, me cu mir și cei care citiți scripturile vă aduceți aminte reacția fariseului care privea omul acesta dacă ar fi fost un proroc ar fi știut el ce fel de femeie aceasta care s-atinge de el că e o păcătoasă și e sus interesant că îi citește gândurile și dă o lecție acelui fariseu de har și iertare pe care nu o va uita niciodată îi spune scurt și răspicat păcatele ei care sunt multe sunt iertate căci a iubit mult. Și unii susțin că această femeie cunoscută în oraș, în cetate, a fi o păcătoasă, ar fi fost Maria Magdalena. Și acest indiciu ne ajută oarecum să definim o altă caracteristică a ei. Și anume, Maria a fost o femeie păcătoasă. Din text și din tradiție, păcatul Mariei ar fi fost păcatul desfrânării, fiindcă apelativul acesta păcătoasă descrea de obicei femeile ușoare, prostituatele cetății. Și știm chiar din text că avem un indiciu care oarecum ne duce într-acolo, și anume părul ei. Deci, băi, cum părul ei? În vremurile acelea, femeile purtau părul fie prin coc, fie cu o cordeluță, fie învelit. Observăm în text că această femeie care vine, are părul dezvelit, desfăcut, fiindcă îi șterge picioarele cu părul ei și prostituatele au cele care umblau cu părul desfăcut în secolul I după Hristos. Deci Maria nu avea o reputație prea bună. Din păcate, ea degenerează și mai mult. De ce? Fiindcă dacă ne uităm pe următoarea pagină, în capitolul 8, în versetul 1 descoperim, citez, Curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate, din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia Împărăției Lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu el, adică ucenicii. Și mai erau și niște femei, observați, care fusese rătămăduite de duhuri rele și de boli. Maria zisă Magdalena, din care ieșiseră șapte draci. Ce ne spune Biblia despre Maria Magdalena? Pe lângă toate celelalte lucruri care au o femeie, atenție, posedată. Și aici lucrurile încep să se complice. Fiindcă una e să ai o notorietate legată de un anumit păcat și alta e să fii socotită ca fiind posedată, nu de unul, observați, ci de șapte demoni. Și poate vă întrebați unii dintre voi, uu, 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 stai un picuț, n știu că vin la biserică să văd un film de groază. Asta e realitatea. dracu există, dragul meu. Ce înseamnă treaba asta? Vă reduc aminte de, din scripturi de câteva simptome ale oamenilor posedați, descrise aici pe paginile Bibliei. Violență, agresivitate, comportament ciudat. Unii trăiau în cimitir, alții se mutilau în drăcitul din Gadara. În Marcu 1 avem o persoană care are convulsii. În Matei 4, forme de epilepsie sau paralizie. Matei 12, orbire, infirmități, smar cu nouă, surzire, Matei 9, muțenie. Biblia descrie pe acești oameni suferinți, traumatizați de acele duhuri, fără a putea ca ei sau alții să le stăpânească sau să se liniștească. Din contră, în majoritatea cazurilor, ei sunt victimele durerii și traumelor psihosomatice produse de aceste duhuri. De aceea mereu îi găsești, uneori izolați, alteori în depresia adânci, unii dintre ei în anxietate și paranoia, unii observați de, obsedați de frică și rușine, alții folosi limbaj murdar, gesturi obscene. De obicei sunt oameni care n-au pace, fiindcă demonii nu s-opresc niciodată, ci mereu cei care aud voci le aud în continuu. Și aici știu că unii dintre voi care a studiat numai psihologia sau avem și psihologi între noi, vă puneți întrebarea ce se întâmplă, da, e o discuție complexă vis-a-vis -vis de linia de demarcare care e foarte, foarte fină între schizofrenie și demonizare. Oameni care n-au pace, care n-au bucurie, fiindcă n-au cum să o aibă, de ce? Fiindcă diavolul e opusul bucuriei al păcii, vrășmașul și descurajatorul. De aceea sunt oameni mereu desnădăjduiți, fără speranță. Fiindcă niciun medicament, nici atunci și nici azi, nu-i poate scăpa. Astăzi, într-adevăr, medicina mai dezvoltată, psihiatrii în special folosesc sedative, te pun pe butuș și fizic și psihic vorbind, dar vedeți, când sedativele își termină efectul, chinurile revin. Fiindcă psihiatria și medicația doar ameliorează, nu vindecă. Fiindcă de duhuri trebuie în primul rând să fii eliberat ca mai apoi să fii vindecat. Și asta psihologii și psihiatrii n-au cum să o facă, fiindcă în mare parte mulți dintre ei nici măcar nu cred în demoni, nu cred în rugăciuni, nu cred în Isus, singurul care te poate elibera. E legat de Maria, Biblia ne specifică că a fost șapte draci. Și unii deduc din de treaba asta că femeia ar fi avut șapte feluri de suferință, traume evidente în viața ei, fiindcă fiecare demon se presupune că controla câte o zonă a vieții și personalității ei. Acum, sincer, noi nu avem de unde să știm concret, dar este clar că un drac îi îndeajuns să-ți facă viața iad. Dar păi, mi când ai șapte care să locuiască în tine, cine știe de când? Și aici se ridică întrebarea. Când și cum ori fi intrat? Acum Biblia nu ne spune multe, dar ceea ce am putea presupune, dacă e să legăm trecutul Mariei de păcatele ei, spre exemplu de curvie, de destrăbălare, atunci am putea spune că au avut o cale de acces. La ce mă refer? Diavolul intră când îi dai accesul. În viața creștină, când creștinul îi dă dreptul, fiindcă da, și creștinii pot ajunge demonizați. Și fiindcă pe aceste teme oamenii diferă, noi recunoaștem treaba asta. Cei care sunteți interesați de subiectul ăsta, care nu o să-l tratez exhaustiv astăzi, avem câteva mesaje pe temele astea, le puteți lua de la standul de carte, dacă sunteți interesați pe tema asta. Dar când dai acces diavolului, el intră. Și vreau să vă listez cele mai des căi de acces în demonizare. Unul la mână. Sexul ilicit. Adică sexul în afara căsătoriei, mai ales trăirea în curvie sau prea curvie. Noaptea aia foarte romantică și drăguță și plină de tot felul, care tu crezi că a fost binevenită, Există un roman care vreau să-l citez aici lui Camil Petrescu. Poate să fie ultima noapte de dragoste și întâia noapte de? Cam așa e în lumea spirituală. Când tu scoți ceea ce Dumnezeu a lăsat să fie binecuvântat, sexul, în afara perimetrului lăsat de Dumnezeu, noaptea de dragoste se te va determina să fie prima ta noapte de război. Fiindcă dracul poate să intre prin sexul elicit, mai apoi mânie, violență, rebeliune, ești o persoană care în permanență nu te supui autorități, indiferent unde ești. Obsesie, avortul, atenție, avortul, drogurile, ocultismul, orice implicare cu vrăjitor, medium, oameni care cheamă morții. Oameni care citesc viitorul, atenție la proroci, majoritatea nu știe ce pretind a fi. Pravila, dar acum că doar preotul deschis-o. Ai mare grijă cu pravila. Îngeri, descântători, bioenergeticieni, yoga, astrologie, căi prin care cer rău de când lumea se știe că intră. E deschis ușa. Religii străine, New Age, Mormon, Hinduism. Legături din trecut, adică duhuri care s-au perpetuat genealogic de la buna care să prostea să facă vrăjitorii, la tata care a trăit în beție și în curvie, consecințele, efectele, anumite duhuri se pot perpetua, blesteme care da, pot exista, stări de șoc, anumite traume, abuzuri, căderi depresive, dezamăgirea dânci, Jocuri de noroc. Apoi cum, eu mă duc la copănele și îmi zici, jocurile de noroc. Tot ce ține de dependență, în spatele dependenței există ceva ce ațâță, ce aprinde, ce menține dependența. Clădiri, locații unde s-au făcut ritualuri, ori s-au sinucis oameni, cluburi, anturaje, unde au avut loc evenimente, concerte, mai ales când au de-a face cu grupări sataniste. De aceea noi la finalul catechezei, Trecem cu toți candidații de botez pe care Dumnezeu a adunat din toate colțurile lumii, din toate mediile sociale, din toată coloratura acestei lumi. Îi aducem împreună și avem o discuție și apoi rugăciune specială și personală cu fiecare dintre ei împreună cu prezbiterii bisericii. Ei sunt rugați să-și mărturisească orice căi de acces ale celui rău din trecutul lor Renunțând la satan și cerând lui Dumnezeu să rupă orice legături sau consecințe din trecutul lor în numele lui Isus, în care ei cred și îl mărturisesc ca domn și mântuitor al vieților lor? De aceea catecheza, pregătirea pentru botez e atât de importantă. Fiindcă am întâlnit mulți creștini care s-au botezat pe un val emoțional fără a fi conștient și pregătiți să înțeleagă ce însemnătate are acest pas. Și au intrat în viața de credință cu anumite lucruri nerezolvate din trecutul lor, care însă, ce se întâmplă? I-au făcut să sufere mai târziu. Noi vrem ca cei care își încep viața cu Hristos să înceapă eliberați fără a ascunde sau perpetua păcate, consecințe ale unor stări nepotrivite din trecut, fiindcă, atenție, ceea ce tu nu omori azi, te va omori în timp pe tine. Ceea ce tu nu omori, te va omori... Dacă cumva ai simptome sau cauze din cele auzite astăzi aici, nu-ți fie jenă și rușine, ci contactează, ne vrem să te ajutăm. Nu cam am fi noi mai altfel, nici vorbă. Hristos, El a fost singurul care a ajutat-o și pe Maria Magdalena, singurul care a putut să facă diferența în viața ei și o poate face și în a Hai să vedem. A doua întrebare. Ce s-a întâmplat cu Maria Magdalena? Maria a auzit de Hristos, așa cum tu și cum mine am auzit. Probabil că din prima n-a vrut să aibă nimic de a face cu el. De unde știu? Păi odată din experiență, că la fel suntem și noi, că nu aude de pocăință, zboară, parcă i-a tras în picior în fund. Dar doi din scripturi, demonizații niciodată n-au vrut să aibă de a face cu Isus. Nu găsești un demonizat care să vină de bună voie la Hristos ci întotdeauna sunt alții care -i aduc sau Iisus merge spre ei. De aceea nu te aștepta când vrei să-ți ajuți, eu știu, rudenia sau prietenul sau colegul tău care îl vezi săracul că zace în anumite stări inexplicabile, în anumite stări de depresie, amărăciune, obsesii, probleme. Nu te aștepta ca el după ce îl înviți la biserică să-ți vină de bunăvoie. E datoria ta dacă ții la el să-l aduci. Nu cu forță. Nu judecându-l. Ci să încerci să-l aduci înspre Hristos. La fel să fi întâmplat și cu Maria. Demonii din ea îl respingeau pe Iisus, dar totuși nu știm cine, când, cum a adus-o în prezența lui Isus. Și aici trebuie să recunosc că unii teologi în baza acestor argumente nu vor să o identifice pe Maria cu o femeia păcătoasă din casa lui Simon, fiindcă acea persoană de acolo a venit singură. Acum noi nu știm concret, noi atâta știm că o ajuns în prezența lui Isus singură. Că o fi adus-o cineva până acolo, nu știm. Dar știm un lucru clar, că la un moment dat femeia asta s-a aflat față în față cu Mântuitorul și Isus s-a atins de ea și a eliberat-o. Fiindcă atunci când Isus se atinge, când Isus poruncește, demonii ascultă necondiționat. Și aici fac o mică paranteză. Natura ascultă necondiționat de Dumnezeu. Animalele ascultă necondiționat de Dumnezeu, inclusiv peștii. Pentru cei care sunt pescari, rugăciunea ține. Îngerii ascultă necondiționat de Dumnezeu. Chiar și dracii ascultă. Uneori dau din picioare, comentează, dar nu găsești un drac în Scriptură care să n-asculte, să nu se supună autorității divine. Știți care sunt singurile ființe care mereu îl resping pe Dumnezeu? N-ascultă și un își joc de Dumnezeu? Oamenii. Ființele singure din universul ăsta create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Vă dați seama cât de pervertit ne este sufletul dacă până la nivelul ăsta am ajuns? Închid parantez. Când Iisus poruncește, duhurile ascultă. De aceea în rugăciunile voastre, nu uitați să menționați sângele lui Iisus. Fiindcă diavolul urăște sângele lui Isus jertfa lui Isus, fiindcă diavolul urăște crucea jertfa lui Isus. Moartea și învierea lui Isus, fiindcă prin moartea și învierea lui Satan a fost înfrânt. De aceea rugați-vă numele lui Isus, fiindcă numele lui e mai presus de orice nume, de orice domnie, stăpânire, înger sau demon. Și la auzul numelui lui Isus, orice genunchi în lumea spirituală se pleacă necondiționat. Fiindcă știu cu cine au de face. Întrebarea mea. Tu știi cu cine ai de face? Tu știi cu cine ai de face? Ba mai mult dacă ești creștin, tu știi pe cine ai de partea ta? Tu ești conștient de însemnătatea identității tale în Hristos? Nu la întâmplare îngerii să miră și rămân muți când văd ce privilegiu ne-a dat nouă Dumnezeu, ce forță de apărare avem în jurul nostru. De aceea dacă l-ai pe Dumnezeu în viața ta, dragul meu, nu te îngrijora, ce rău nu poate să-ți facă nimic, atâta timp cât tu nu-i dai dreptul. De aceea dacă ai păcate nemărturisite, stări sau piedici de care știi că trebuie să te debarasezi, Poate legături din trecut nerezolvate, orice ar fi. Vino și pune la crucea lui Isus și lasă-l pe el să te curățească, să te sfințească, fiindcă mântuirea, sfințirea, punerea deoparte nu înseamnă doar câștigarea vieții veșnice, ci și izbăvirea de sub gheara și puterea lui Satan, acolo unde toți am fost sau unii încă suntem. Și nu vreau să jignesc pe nimeni în dimineața asta. Dar, dragul meu, dacă n-ai avut un moment în viața ta unde potrivit Scripturii, în mod conștient, n-ai ales să faci pasul credinței și al pocăinței, adică să-L primești pe Iisus ca Domn și Mântuitor și să ales să trăiești pentru El, tu nu intri în sfera mântuirii lui Hristos, și rămânând în afara prezenței și puterii sale, tu rămâi în sfera celui rău și nu vrei să rămâi acolo. De ce? Fiindcă în lume nu există neutralitate. Tu ori ești cu Dumnezeu, ori ești cu cel rău. Indiferent cât de educat, de civilizat, de religios te crezi, doar cei care sunt în Hristos beneficiază de perimetul protecției lui Hristos și ce rău nu se poate atinge de ei. Din momentul în care Maria Magdalena a dat de Hristos, din momentul acela când s-a atins de ea și a eliberat-o, din acel moment viața ei s-a schimbat radical. De ce? Fiindcă Iisus face diferență. A, a, a transferat-o din perimetru și de sub puterea celui rău, sub puterea lui și a transformat viața. Și într-o într femeie stigmatizată din cauza traumelor și poverilor ei, a ajuns una dintre cele mai stimate femei în creștinism. Stigmatizată, stimată. De ce? Fiindcă Isus a făcut diferență. Și hai să vedem. Ce a devenit Maria Magdalena? Asta e partea care îmi place. În casă e ceea ce Isus poate să facă din gunoiul vieții tale din mizeria în care lumea te-a dus. Din gaura neagră în care te-o împinși ce rău, din labirintul ăla fără ieșire a unei vieți lipsite de speranță. Ce-a devenit Maria Magdalena? Primul indiciu îl găsim în textul din Luca 8 pe care l-am citit. Maria este prezentată în text, observați, ca o ucenică a lui Isus. Dar cine erau ucenici? Ucenici erau cei care îl urmau pe Isus. Oameni care atunci când au dat de Isus și-au predat viața în mâna lui Isus și-au început să umble cu el și Maria Magdalena efectiv a umblat împreună cu Iisus, ea fiind printre primii ucenici alături de Petru, Ioan, Filip, Andrei. De aceea creștinul adevărat, atenție, nu e doar un simpatizant a religiei, care mai dă și el duminica pe la biserică, mai vinge sărbător, mai face rugăciune, mai prinde o lumânare. Creștinul adevărat este un ucenic. Și asta nu datorită definiției pe care eu ți-o dau, ci vreau să-ți dau definiția Scripturii. Uită-te la acest verset din faptele apostolilor ca să nu mai avem dubii cine sunt creștinii. Fapte 11 cu 26. Pentru întâiași dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Cui? Ucenicilor. Cine erau ucenicii? Nu simpatizanții, nu supersticioși și voi am și o frică de Dumnezeu. Nici cei religios, dar eu mă duc, eu îmi fac cruci, nici vorbe. Ucenicul era cel care prin credință și pocăință și-a predat viața lui Hristos și -a alege să-L urmeze. De aceea în biserica noastră, pe păi noi nu ne interesează să avem o grămadă de oameni religioși. Dacă ții la religie, stai acasă. Dacă ții la Hristos, vin aici. Noi vrem să avem oameni care îl urmează pe Hristos. Vrem să facem ucenici, nu doar fani al lui Isus. Fiindcă ucenicii sunt adevărații creștini și asta înseamnă că sunt adevărații oameni mântuiți. De aceea avem aceste inscripții pe pereți și vă aducem aminte de ele, fiindcă ele caracterizează un ucenic, un ucenic se închină lui Isus, umblă cu Isus, lucrează pentru Isus. De aceea îți spun întrebarea, ai probleme cu închinarea? Vii aici și n-ai chef să cânți, faci fițe, să prea poate să nu fii un ucenic. Doi, nu-ți place umblarea, vrei să umbli, dar cum ai vrea tu, nu cum ar vrea Dumnezeu? Poate că ai religie, dar a noi relație. Ucenic e un om care are o relație cu Isus. Nu ești implicat în nimic? Nu lucrezi pentru Isus, fiindcă n-ai timp, fiindcă nu știi ce, fiindcă mereu ai scuze? Un ucenic lucrează pentru Isus. Maria a devenit o ucenică a lui Isus De ce? Fiindcă ea nu și-a negociat credința. Ea a știut ce a făcut Isus pentru ea și de aceea nu vrea să fie în alt loc decât acolo unde Isus. Așa că îl urma împreună cu celelalte femei și cu ceilalți bărbați. Și aici mă opresc să fac o mică paranteză. O paranteză dedicată celor care sunteți chiții bușar cum sunt și eu. Fiindcă unora vă plac detaliile astea în textele astea, de aceea vreau să vă arunc câte un os din când în când. Astăzi aveți două, așa ca desert. Primul. Sunt anumite texte numite apocrife, adică care provin din surse false, care au apărut la 100, 200, 300 de ani după Hristos. Majoritatea urmăreau agenda, scopul celor ce le-au scris, și anume, devierea oamenilor de la adevărata calea lui Hristos, de la adevărul Evanghelilor. Și, spre exemplu, sunt unele scrieri care poartă numele lui Filip. Evanghelia după Filip. Evanghelia lui Toma. Evanghelia lui Iuda. Avem și o Evanghelia Mariei Magdalena, se știe clar că nu au fost scrise de acești oameni, fiindcă au fost scrieri târzii și adevărul lor este foarte diferit de cel al Evangheliei, dar fiți atenți, în ele, Maria, în unele dintre ele, Maria ne este prezentată ca fiind iubita secretă a lui Isus. De fapt, car mama copilor lui Isus, copii care ar fi crescut începând din vremurile acelea în Franța pe undeva, Spun asta fiindcă filmul super popular Codului Da Vinci prezintă toate astea. Și într-o manieră de Hollywood în care mulți pică în cârligul respectiv. Este evident o dorință mărșavă de a acuza pe Iisus de păcat și de a schimba identitatea și imaginea pe care ne-o prezintă Scriptura. Acum un lucru e foarte clar. Iisus a avut o mulțime de dușmani. Și toți cei care vor să-L urmeze, nu vor scăpa de ei, da? Asta-i treaba celui rău. Dar deși dușmanii ăștia au avut multe de spus împotriva lui, minciuni, exagerări, acuzații, atenție, niciodată nimeni nu l-a acuzat pe Iisus de imoralitate sau de vreun comportament neadecvat față de vreo femeie. La bun, vă o întrebare. Credeți că nu l-ar fi acuzat și în direcția asta dacă ar fi avut măcar un firicel sau un, un, un capă de ață? Dar n-a avut niciunul. De aceea, cei care au încercat la secole după să pângărească imaginea lui Isus sau Marie Magdalena o fac înspre detrimentul lor, fiindcă Isus nu poate fi acuzat de imoralitate. Al doilea detaliu. Isus, într-adevăr, spre deosebire de alți rabini, a permis femeilor să fie ucenicele lui. Și lucrul acesta e șocant, fiindcă rabinii nu permiteau acest lucru, dar Isus, hei, a făcut și face diferență. Inclusiv ucenicii și apostolii lui, oamenii care au venit după, Pavel scria în Hristos, nu mai există parte femeiască și parte bărbătească și asta ar trebui să vă încurajeze pe voi cele de genul feminin, fiindcă în Iisus Hristos toți avem acces egal la Dumnezeu. Acum imaginați-vă ce șoc a produs Isus într-o epocă patriarhală. Gândiți-vă câte secole au trebuit omenirii să permită femeii dreptul de egalitate cu bărbatul, pe când creștinismul de la început a ridicat demnitatea femeii și i-a dat acest drept. Și Maria Magdalena este un exemplu în acest sens, fiind primită printre primii ucenici al lui Hristos. Din prostituată devine ucenică. Și nu numai. Doi, părtașa suferințelor lui. De unde știu? Aduceți-vă aminte de crucea lui Isus. În ziua morții sale, unde erau ucenici? Unde erau? Să ascundeau pe supat, pe dulapuri, pe la mama soacră, pe în hambar, nu? De frică, de ce? Cine era lângă cruce, lângă Isus, atunci când îi acuzau, îl bat jocoreau, îl crucificau? Maica sa, Maria, mama lui, Ioan, singurul ucenic care a rămas, Maria Magdalena, împreună cu câteva femei. Și n-a doar o parte, precum a stat, spre exemplu, mama lui Isus sau Ioan, ci a stat până la final, până în momentul în care l-au dat jos de pe cruce, l-au îmbălsămat și l-au îngropat. Și asta arată dedicarea ei. Ba mai mult, dacă n-ar fi fost Maria ucenici, n-ar fi avut o idee unde l-au îngropat pe Isus. Fiindcă Maria e acolo când Iosif din Arimatea și Nicodim îl pun în mormânt alături de Maria, mama lui Iose. Evanghelia lui Marcu ne spune că se uitau unde îl puneau, în ce mormânt l așezat. Maria a fost ucenicul care a stat alături de Rabin, de Isus până la capătul suferințelor. Niciunul n-a rămas cât a rămas Maria. Oare de ce? Cui s-a iertat mult, iubește mult. Dar mai e un lucru care o face unică pe Maria. Probabil cel mai important. Maria a fost doar martora ultima morții lui Isus a mormântării lui, ce a fost prima martora vierii sale. Martora învierii sale. Fiți atent ce ne spune Evanghelia lui Ioan. În ziua din a săptămânii, capitolul 20, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt pe când era încă întuneric. A văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru, la celălalt ucenic pe care îl iubea Isus și le-a zis, au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Interesant că nu Petru, nici Ioan, nici măcar Maica Domnului nu-i martora învierii lui Hristos, ci Maria Magdalena. Oare de ce? Mulți speculează, dar un lucru e cert. Iisus răsplătește grija Mariei pentru el. Vă aduc aminte când Iisus a fost luat de pe cruce. Nicodem Nicodim și Iosif din Arimatea l-au îmbălsămat rapid. De ce? Fiindcă Biblia ne spune că tocmai începuse, se noptase și începuse ziua sabatului. Și în sabat n-ai voie să faci nimic. L-au băgat în mormânt și au plecat. O trecut ziua de sâmbătă, sabatul, în care n-aveai voie să faci nimic. Și înainte de a să lumina de ziua înspre duminică, pe când ziua și noaptea de sabat era spre sfârșite, înainte de a să lumina de ziua, Maria era prezent acolo. De ce? Să pună miresme, să se îngrijească de Isus mort, fiindcă ea a știut că s-a îngrijit Isus când era viu de ea. Și interesul grija era răsplătită din plin, fiindcă prima martoră a învierii lui Isus. Ea e cea care anunță pe ucenici. Dar credeți-mă că nu i-a fost ușor. Hai să ne uităm cu atenție în text. Nu-și dă seama ce se întâmplă. Găsește mormântul gol, găsește piatra dată la o parte, găsește trupul lipsă, fuge la ucenici și ce le zice? Convia nici vorbă. Cineva a furat trupul. E clar, logic vorbind, n-are cum să se întâmple altfel. Mintea ei nu pricepe. Și dacă ne uităm în textul din Ioan, Petru și Ioan aleargă cu ea la mormânt, ei intră, dar interesant, ea rămâne. De ce? Fiindcă e îngândurată, e confuză, e îndurerată, rămâne pe o piatră afară și ce face? Plânge. Și vă citesc din Evanghelia lui Ioan, capitolul 20, versetul 11. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri albi șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap, altul la picioare. Femeia, au zis ei, pentru ce plângi? Ea le a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Observați ce în capul ei. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Isus stând acolo în picioare, dar nu știa că Isus. Depresia, trauma, imaginați nu știa că Isus. Femeia a zis Iisus, de ce plângi? Aceeași întrebare. Pe cine cauți? Ea a crezut că e grădinarul și a zis, domnule, dacă le ai luat, spune unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Și atunci Iisus se întoarce și spune, Marie. Ea s-a întors și a zis în evreiește, Rabuni, adică învățătorule, nu mă mai ține, a zis Iisus, căci încă nu m-am sui la tatăl meu, ci dute la frații mei și spune-le că mă voi sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Observați? Iisus nu i se arată nici lui Petru, nici lui Ioan, nici unui altul, nici măcar Maicii Domnului. Iisus îi se arată Mariei Magdalena. De ce? Fiindcă ea, nu ei au stat lângă crucea lui până la capăt. Ei s-au ascuns în spatele ușilor închise. Și observați cum Dumnezeu răsplătește proporțional cu credincioșia noastră. Și ce binecuvântare, ce privilegiu a primit Maria. Din ce a fost și ce a devenit. Din respinsă, stigmatizată, fără speranță, azi e una dintre cele mai iubite femei în creștinism. Un sfânt, un model al cărui nume îl poartă milioane de femei, sute de biserici, zeci de spitale, centre de binefacere. De ce? Fiindcă a avut o zi când Isus a făcut diferența și o poate face și în viața ta. Indiferent de trecutul sau adâncul problemelor tale. Dacă din ea scoși șapte dragi, nu crezi că poate să scoată și din tine tot ceea ce te ține departe de el, poate de familie, poate de oameni, poate de normalitate. Dacă i-a adus la echilibru viața și i-a adus pace în suflet, nu crezi că îți poate echilibra și viața ta? Nu contează unde ești și cum ești, Iisus te poate vindeca, elibera și accepta, îți poate da un alt viitor și o nădejde. Întrebarea e, ai tu credința asta? În viața mea ca lucrător am botezat mulți oameni, oameni care la fel ca Maria, indiferent de trecutul lor, au avut curajul să facă pasul și să-și predea viața în mâna lui Hristos. Și am văzut cu ochii mei când Dumnezeu i-a transformat, când Dumnezeu i-a eliberat, când Dumnezeu i-a schimbat. Am botezat criminali, unii cu 17 ani de pușcărie el activ. Am botezat interlopi, unii dintre cei atât de violenți, că nici măcar psihiatri și psihologii nu le mai dădeau nicio șansă, îi considerau irecuperabili, niciun tratament nu-și mai făcea efectul. Am botezat oameni cu influențe demonice, unii victimele vrăjitoriei sau blestemelor, unii care nu puteau dormi noaptea, fiindcă în fiecare, în anumită zi a săptămânii, la o anumită oră din noapte, cineva venea și se a așeza pe pieptul lor și sufoca. M-am avut să mă rog pentru cineva, eram pe genunchi, mă rugam pentru persoana aia, știam care probleme, fiindcă îmi spusese că are ceva ce nu-și poate explica. Și când am cerut prin cuvintele lui să ceară puterea numele lui Isus, a sângele lui Isus, era un om în toată firea și nu putea să pronunțe numele lui Isus și îmi spunea, uite-te la mine, pot să vorbesc, dar nu pot să... Și ne-am rugat și am cerut putere și Isus l-a eliberat. Am botezat oameni depresivi care din acea zi n-au mai pus pilul în gură dependenți de alcool, de țigări, de curvie, care din momentul au fost eliberați. Știți de ce spun toate astea? Să te încurajez, să te trezezi, să-ți spun că dacă Maria Magdalena a scăpat de dracii ei, de stările și dependențele ei, și tu poți. Nu prin puterea ta, nici prin puterea noastră, ci prin puterea lui Isus Hristos. Atunci când îți predai cu adevărat viața în mâna Lui, Poate căsnicia în mâna lui, poate problema aia din trecut în mâna lui. El a murit și a înviat și pentru tine. Așa cum a iertat-o pe ea și a scăpat-o, te poate ierta și te poate scăpa și pe tine când prin credință și pocăință faci pasul ăsta. Întrebarea care se pune, ești tu gata să-l faci? Ai tu credința asta? Ai tu nevoie de Dumnezeu, cum a avut Maria Magdalena? Dacă da, în câteva momente vreau să-ți dau ocazia să-L inviți în viața ta. Ca El să facă diferența și în tine. Și vreau să-ți dau speranță și ție. Cel care poate a avut un astfel de moment unde undeva, cândva, l-ai primit pe Hristos. Ai umblat chiar și în biserică și poate ești încă ucenicul lui, dar în timp ai deschis căi, unele conștient, altele inconștient. Poate sunt lucruri din trecutul tău care încă te apasă, te simți opresat. Poate de anumite stări pe care nu ți le poți exprima. Poate există vreo boală de care nu poți scăpa. Poate vreun viciu sau o neliniște care mereu te frământă. Poate ai probleme nerezolvate în căsnicia ta. Poate ai vreun blocaj emoțional. Poate ești legat emoțional de cineva care nu e ok. Poate că există surse, stări inexplicabile vrem să-ți oferim ajutor aici și acum? Îți poți imagina cum s-a simțit Maria după ce Isus a eliberat? Tu îți poți imagina? Așa cum v-ați simțit unii dintre voi după ce Isus a făcut diferență în viața voastră. Azi dimineață a venit o femeie în vârstă ce? și ne rugam cu ea și au zis, de a vă ruga, doar atâta vreau să vă spun. În vara trecută v-ați rugat pentru mine fiindcă toată viața mea a fost o femeie care mă supăram, țineam amărăciune și Dumnezeu m-a eliberat de supărări. Nu vă puteți imagina cum pot eu să trăiesc fără să mai am supărare, ranchiună în viața mea. Dumnezeu poate să te elibereze. De ce? Fiindcă aici noi credem în același Isus Hristos, cu aceeași putere, care nu-i ceva arhaic, care nu-i doar un concept religios, ci un Dumnezeu personal care să poate atinge și de tine. Problema e dacă vrei, problema e dacă crezi. De aceea vom încheia mesajul de azi un pic altfel. Și anume, îl încheiem cu o rugăciune. Am vorbit multe despre Dumnezeu, acum vrem să-L chemăm pe Dumnezeu. De aceea dacă ai vreo problemă de genul ăsta, fie vrei să faci pasul mântuirii tale, adică pasul credinței și pocăinței să-ți predai viața în mâna Lui, fie poate ai o anumită problemă, în un anumit blocaj, te identifici cu anumite lucruri de aici și vrei să ai o rugăciune, vom fi aici, noi cei trei păstori cu alți prezbiteri din biserică, vom face trei grupuri de rugăciune. Și pe culoarul ăsta, din mișloc, vă vom chema să veniți și vrem să ne rugăm pentru fiecare persoană care are nevoie de rugăciune și liberare în, în dimineața asta. Nu vom pleca de aici până ce nu vom termina rugăciunile respective. De ce? Pentru că noi credem în puterea rugăciunii și în puterea lui Dumnezeu. Și cerem lui prezența celui Iisus care a eliberat-o și pe Maria Magdalena, Iisus tăria noastră. De aceea, aș vrea să nu pierdem vremea, să chem trupa de închinare, să cântăm câteva cântări, vă rugăm pe cei care nu veniți la această rugăciune și e ok să nu vin, nu e o problemă. Fie să rămâi și să te rogi pentru cei care vin, fie să rămâi și să cânți, chemând puterea lui Dumnezeu, fie dacă ai altă treabă, nu e absolut nicio ofensă, te ridici în liniște, părăsești această sală. Dar dacă ai. Ai în viața ta dorința asta, simți că Dumnezeu ți-a vorbit și simți că vrei să se atingă de tine în cele ce urmează, formăm o linie aici pe mijloc și noi ne vom ruga cum termin rugăciunea, te duci la locul tău și te rogi și tu, vrem ca în dimineața asta Iisus să facă diferența. Fiindcă noi credem că o poate face, de ce? Fiindcă declarăm că Dumnezeu e tăria noastră. Dumnezeu e adăpostul nostru, Dumnezeu ajutorul nostru când poverile ne cuprind, Dumnezeu e puterea pe care o cerem în dimineața asta, aceeași putere care a venit și peste Maria și care poate veni și peste tine și peste mine și peste noi. Haideți să ne ridicăm! Și în timp ce prezbiterii vor veni aici în față, în timp ce voi cei care vreți să ne rugăm veniți aici pe mișloc, în timp ce ceilalți vă rugați, cântați, unii poate plecați cu binecuvântarea lui Dumnezeu, haideți să închem acest serviciu divin arătând că noi credem în puterea lui Dumnezeu, că noi nu ne este teamă, că indiferent ce diagnostic dă lumea asta, există un Dumnezeu care poate vindeca, există un Dumnezeu care poate elibera, există har și iertare pentru fiecare, fiindcă la crucea lui Isus nu și-a dat sângele pe degeaba, ci pentru mântuirea noastră fiecăruia. Dumnezeu e tăria noastră. Haide să cântăm, haide să ne rugăm, haide să lăudăm în dimineața asta. Dumnezeu e tăria mea.